Cam cum vi se pare că doarme Zoe? Cum vi se pare? Zoe? Zoe? Ai grijă de burtică? Mi-ai senzație dacă ai grijă de burtică. Da. Bună dimineața și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube la un nou vlog luna asta. Nu veni să cred că suntem deja în ultima săptămână înainte de Crăciun. A trecut foarte repede timpul. Eu astăzi vreau să fac multe lucruri. Și anume o să încep prin a împacheta o carte pe care trebuie să o trimit în speranța că o să ajungă până vineri la destinatar. Cineva a comandat-o pe Vinted. Și dacă tot merg să trimit cartea, o să rezolv ce aveam de rezolvat în afara casei. Adică vreau să cumpăr o pâine pentru că am rămas fără pâine. Mă gândeam să fac eu, dar sincer nu mi-aș bate capul, că știu sigur că nu o să iasă așa de bună cum imaginez eu. O să ne oprim la brutărie. Cu ocazia asta facem și niște pași, numai bine. Și o să luăm la rând brutărie, Easybox, ne oprim și la Profi. Pentru că îmi trebuie niște chestii pentru salată, mă rog, ceva legume pentru dimineață, în special, și lămâi, pentru că am vrut să fac ieri ceaiul și mi-am dat seama că nu am lămâi. Poate găsesc și ghimbir. Acum zic că îmi fac și mie repetiție în minte. După care mergem și până la farmacie, pentru că am nevoie de fier și de acid folic. Sper să le găsim pe toate. După ne întoarcem și vreau să fac ordine. Mă apuc de toate dulapurile. Asta nu ține neapărat de Crăciun. Nu fac din cauza asta. Noi nu o să fim acasă de Crăciun. Dar fac pentru că e nevoie și vreau să fiu cât mai organizată înainte să vină bebe, să fie toate puse la punct, așa, din punctul ăsta de vedere. Să renunț la lucrurile de care nu am nevoie. V-am mai zis că mie nu-mi place să adun multe chestii în casă. Și, na, să reorganizez ce e de reorganizat. Mai am de spălat o mașină de rufe, am de descărcat o mașină de vase, că am pus-o aseară târziu înainte să adorm și cred că o să începem astăzi cu bucătărie, cu organizarea bucătăriei. În ceea ce privește mâncarea, aș vrea să fac o supă, ciorbă, ceva, nu știu, ceva lichid, în orice caz, ceva cu lingură, cum zicea mama. Și pe lângă asta aș mai vrea să fac o salată de ciuperci. Pentru că mi-a venit în minte și mi s-a făcut poftă de așa ceva. Dar înainte de toate, cred că mă duc să mă îmbrac. Facem patul aici și ne apucăm de treabă așa încet, încet. Am reușit să mă ocup aici puțin. Am terminat acel dulap și acesta cu cânile. Și am terminat în sufragerie, mă uit la Dana. Am terminat dulăpioarele. Și toată partea asta, sincer, sunt mult mai la zi decât mă așteptam și aici am terminat tot. Adică n-au fost multe chestii de care să nu știu sau care să fie puse aiurea. Acolo dulapul ăla e al lui Mihai și acolo nu mă bag. Între timp am pus și niște carne de pui cu morcovi, țelină, ceapă și cartofi așa întregi. În oala cu apă, bineînțeles, sare. Pentru că vreau să fac o supă. Și aici ai lumânarea pe care vreau să reciclez acest recipient. Adică am pus apa fiartă. Vedeți că s-a ridicat ceară. Și aștept să se întărească bine. O să scot, spăl vasul și cred că o să-l bag și la mașina de spălat ca să scoată mirosul de ceară parfumată. E 11 fără 10 și numai bine stau, mai am 10 minute din vlogul Danei, stau și mă uit la ea până îmi termin cafeaua, mă duc sus să mă îmbrac și am plecat să îmi rezolv treburile pe care ziceam că am să le rezolv. Doar să vă arăt ce zi superbă și însorită e aici. Și chiar dacă sunt doar 4 grade, mi se pare foarte cald, probabil din cauza sau datorită soarelui. O să trebuiască totuși să merg până la Lidl
să cumpăr ceva cadouaș și asta o să fac după amiază, pentru că acum mă duc să termin ce am început. Mai am câteva dulăpioare din bucătărie și neapărat vreau să șterg toate platurile, toate ușile de fapt, cu degresant, pentru că se mai depune așa de la gătit. Am luat-o pe Zoe afară, abia, că nu prea place să stea afară iarnă, deci e atât de răsfățată. Dar chiar mă bucur de ziua asta, uite ce frumos e afară. Nici nu zici că e iarnă. Cine a venit? Nu! Am geaca deschisă la culoare. Doamne, nu ne-am văzut jumătate de oră. Dimineața e deja a doua zi, eu cu această freză mirobolantă. Mă prezint în fața voastră cu o cafea și vă zic că nu prea am avut energie ieri și am și dormit. După amiază, seara am ieșit să facem niște cumpărături și am și mâncat în Shopping City. Și acum vreau să termin aici. Am început cu bucătăria, am rearanjat dulapul cu gecile și lucruri de genul acesta, dar foarte încet și foarte așa în ritmul meu de gravidă în luna 8-a, că am intrat deja în luna 8-a. Și cam atât. O să o luăm mai încet. Dacă reușim să avem material suficient, o să postăm acest vlog astăzi. Dacă nu, mâine, că nu e nicio problemă. Oricum văd că nu prea se mai uită lumea la vloguri. Mă gândesc că toată lumea se pregătește pentru Crăciun. Eu pentru Crăciun am decis că o să fac vineri, probabil, sau joi, nici nu știu, pentru că sâmbătă o să plecăm. Nu știu dacă fac joi cozonaci, oare e prea devreme pentru duminică, luni. Nu știu, să mă uit să văd dacă e ok. O să fac niște cozonaci pentru prima oară, o să încercăm, o să testăm, poate nu o să fie buni, nu știu, dar neapărat vreau să încerc. Și mai vreau să fac, pe lângă asta, o prăjitură care se numește Bajadera. E foarte, foarte cunoscută în Serbia, foarte ușor de făcut. Seamănă puțin cu ce am făcut noi cu cocos, doar că e fără cocos, e cu ciocolată. Na, dar vedem. O să facem asta cu siguranță vine. Până atunci mă ocup așa puțin de casă, de ce mai am eu de făcut. Mă uit și la fetele de pe YouTube, dar vreau neapărat să vă arăt. Deci dulapul ăsta de la Ikea mi se pare cea mai bună investiție. Nu știu cum am trăit înainte fără el, pentru că încap atât de multe lucruri în el. Efectiv, cred că cât încape în 3 dulăpioare din astea de bucătărie, încape în el. Singura problemă că nu-i prea aranjat, dar o să vă arăt. În primul rând, acolo jos îmi vine și oala Tefal, care acum a fost utilizată ieri. Aici am sticle cu băuturi, tăcă și oalele mari. Aici am niște farfurii care sunt în plus. În fine, astea o să le organizăm, dar uitați-vă și voi câte încap aici. Asta am luat pentru cozonac și nu ca la fel. O să le pun pe astea la mașină, pentru că nu le-am spălat de când le-am primit, să văd dacă nu au etichetă. Și da. Hai să ne punem la treabă. Am terminat și aici. Jos am oalele electrice. Ați văzut aici. Destul de gol rafturețul ăsta. Ăsta, în schimb, e plin. Aici am multe, în general mâncare. Și am aici câteva plase care o să vină, mă rog, e
nucă de cocos care o să vină într-un bol pe care l-am pus la spălat, adică într-o sticlă din asta. Aici am pus doar caserolele și pungile de plastic, iar sus ce folosim mai rar, plus aparatul de prăjit pâine pe care îl folosim aproape zilnic. Eu sunt mulțumită de cum a ieșit. Și după fiecare treabă casnică mai iau și o pauză. Ce voiam să vă zic că vreau să gătesc astăzi? Am luat piept de pui și voiam inițial să fac o salată, dar am mâncat aseară salată. Bine, asta nu înseamnă că nu putem să mâncăm și azi, dar mă gândeam să fac un teriyaki chicken. Adică, cum fac eu asta? Marinez ori pieptul de pui, ori pulpele dezosate în sos de soia, miere, usturoi și atât. Nu pun sare, că, na, îi sărat sosul de soia, dar parcă mai puneam ceva lichid. Mă rog, cam atât o să pun. O să pregătesc compoziția ca să stea la marinat puțin puiul, după care îl prăjesc normal. Și pe lângă asta mă gândeam să fac niște cartofi la cuptor. Mai termin așa din ce avem pe acasă, nu știu cu ce altceva, ar merge cu orez, dar am tot mâncat orez în ultima vreme și am zis pas, mai ales că am făcut și orez cu lapte ieri, nu am mai filmat, dar am descoperit cum mi se pare mie că iasă cel mai bun, bine și foarte caloric, orezul cu lapte. Pun mai puțin lapte și mai puțin apă și adaug smântână pentru frișcă. Poate să fie și neîndulcită și îndulciți voi, eu așa am pus, cea de la Lidl care e neîndulcită, poți să folosești și la prăjituri, poți să folosești și la gătit. Și, mă rog, am pus eu zahăr cât am vrut, adică miere am pus. Și foarte bun. Chiar o zice și Mihai că e cel mai bun orez cu lapte. Bine, am pus și esență de vanilie, dar, da, foarte gustos a ieșit. Am terminat și dulap ăsta. Mai am 1, 2, 3, 4, 5 dulapioare, dar astea am mai intrat recent în ele și știu cam ce e și ce nu e. Să mă uit prin condimente dacă e ceva de aruncat și chestii de genul acesta. Și am terminat și cu bucătăria. Merg lucrurile mult mai repede decât mă așteptam eu. Mai târziu, după ce termin cu gătitul și toate cele, o să urcăm și sus să călcăm. Asta nu-mi place să fac, dar trebuie neapărat că am un sertar plin cu haine de călcat pentru fetiță. Pentru noi eu nu calc. Nu calc nimic decât la ocazii, dacă e nevoie pentru o cămașă, o bluză, o din asta. În rest, hainele noastre cumpăr astfel încât să nu trebuiască să calc, pentru că cât am lucrat, că na, acum sunt în concediu prenatal, cât am lucrat, am lucrat mult și nu am avut timp eu de gătit și de călcat, că mi se pare foarte, foarte time consuming, adică ia foarte mult timp. Oh, it's time for Christmas. Oh, it's time for us. Oh, it's time for Christmas. Don't you know? Take a stand with our eyes open wide. And we'll bring out the very best of you. Oh, it's time. You don't have to.
găsit acum o rețetă pe net unde spune că e mai bine așa, să pun puțină făină, mă rog, ei au pus cornstarch, eu nu am. Și să prăjesc inițial, să rumenesc puiul în tigaie și după aia să adaug și sosul teriyaki. O să încercăm și așa, n-am mai încercat până acum. Iar pentru sosul teriyaki o să topesc niște miere, pentru că am miere din asta de casă care s-a zahărisit. Avem noroc că am primit din mai multe surse miere anul ăsta și chiar avem stocuri, să zic. O să pun așa, destul de mult. Interesant gustul, nu mi se pare dulce. Mai pun puțin. Nu știu ce fel de miere e asta. Și o să pun pe temperatura mică în microunde, ca să nu sară. Între timp curăț ceva usturoi. 4 cuțite, cred că o să curăț. Am pasat caserola ca să arunc aici cojile de la cartofi și ce voi mai curăța. Aici s-a topit mierea și acum adaug sos de soia. Din abundență. Amestec. E o combinație de gust foarte bună, pentru că e dulce, sărat. Și în ceea ce privesc condimentele, am să pun ghimbir mecinat. Mă rog, condiment de ghimbir, cum ar fi. O să pun așa, cu cuțitul în vârf. Usturoi granulat. Tot cam așa, pentru că o să adaug și usturoi. Dar pentru un gust mai intens, pun și asta. Să pisez usturoiul cu presa, aceea clasică. Mie mi se pare că e cea mai bună metodă și să extragă gustul din usturoi. Singura chestie, n-aș păi spălatul ei, dar acum cu mașina de spălat vase. O să vă arăt eu cum curăț, adică iau o scobitoare și curăț toate orificiile astea și după aia pun la mașină ca să nu miroasă. În primul rând, că altfel aș putea să o spăl și la mână. Și efectiv cu o scobitoare intru în fiecare orificiu. Și cu ocazia asta nici nu fac risipă, că nu e bine să facem risipă. Și pentru că alții n-au ce mânca, dar și pentru că noi muncim pentru banii pe care îi aruncăm. Că asta înseamnă să aruncăm alimente. Să nu prea ne respectăm munca, nu? Mai ales în vremurile astea în care trecem printr-o criză economică. Bun. Și acum o să amestec asta tot. Era să arunc la gunoi. Doamne! Era să arunc presă la gunoi. Din instinct. Amestec asta tot. Și o să prăjesc prima oară carnea și adaug, când e deja rumenită carnea, adaug și asta. Nu mai adaug alte condimente. Uitați că mi-am adus aminte, o să pun și ceva picant. O să pun niște fulgi de chili, ceva de genul. Mai am puține. Și ar trebui oricum să mă cam scap de ele. Nu mai am etichetă, dar știu că le am de ceva timp.
Cam atât o să pun. Și gata. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is mea și mâncarea. Aici ai puiul teriyaki și aici sunt cartofii. Doamne, ce bine arată! Chiar am vrut să închid vlogul și ce am găsit în poștă? O felicitare de Crăciun, presupun eu, de la draga mea Larisa. Cât de frumoasă e poza cu ei, cu ea și familia ei. Apreciez foarte mult, uite-l și pe Johnny, ce minunat e. Mulțumesc, ce drăguț! Asta chiar mi-ar plăcea să se păstreze această tradiție, să mai trimitem felicitări. Eu le scriu prietenilor mei și chiar am luat și surioarei mele o felicitare, dar nu știu unde am pus-o. Am luat-o un weekend când am fost cu Mihai, atunci când am mâncat curtul școlar, și nu știu unde am pus-o, trebuie să mă uit. Să fim spuse, eu am apucat de călcat, dar vreau să închidem acest vlog ca să-l postăm astăzi și vă mulțumesc tare mult că sunteți încă aici și vă doresc mult spor la pregătiri, pentru că știu că e o perioadă aglomerată săptămâna asta, și să aveți spor în toate și să vă iasă lucrurile așa cum v-ați propus. V-am pupat, ne vedem mâine. Pa!